Sfânta Parascheva este sărbătorită în fiecare an pe 14 octombrie. S-a născut la începutul secolului al XI-lea lângă Constantinopol. La vârsta de 10 ani, auzind în biserică cuvintele "Oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie", și-a schimbat hainele cu îmbrăcămintea unui cerșetor, iar câțiva ani mai târziu a ales viața alături de călugări. Într-o noapte, un înger îi apare în vis și îi spune să se reîntoarcă în locurile părintești. Revine în satul natal, unde moare și este îngropată ca o străină. Moaștele Sfintei Parascheva au ajuns în țara noastră în anul 1641 la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Iași, apoi la Catedrala Mitropolitană. Năvodărenii se pregătesc și ei să celebreze cu mare fast ziua patroanei spirituale a orașului. La Biserica Sfânta Parascheva din oraș, în al Preasfinția sa Teodosie, va oficia slujba vecerniei, urmată de o procesiune religioasă.